Dar dialogurile în acele fantastice grădin care înconjoară nici definitiv anumite cești de porțelan, ce fraze sublime trebuie că schimbă între ele cele două personaje figurând de o parte și de alta acești, iar eu, fără să am urechi în stare să le pot auzi, eu zac mort în policroma umanitate. Delicioasă psihologia lucrurilor cu adevărat statice. Poțese eternitatea, iar gestul pe care îl arată o asemenea figurină pictată, disprețuiește, de la înălțimea eternității sale vizibile, febrilitatea noastră tranzitorie, care nu se fixează nici când în vreo atitudine, și nici nu întârzie în pragul vreunui gest. Cât de curios trebuie să fie folclorul poporului colorat de pe tapiserii. Iubirile personajelor brodate, iubiri în două dimensiuni de o castitate geometrică, trebuie să fie o mare desfătare pentru amuzamentul psihologilor. Noi nu iubim, ne prefacem doar că iubim. Iubirea cea adevărată, cea nemuritoare și inutilă, aparține doar figurinelor care nu-și modifică aspectul prin chiar natura lor estetică. De când îl știu, Japonezul care se arată pe convexitatea aceștii mele nu s-a mișcat din loc. N-a simțit niciodată mânghierile mâinilor femeii care se ține la o distanță eronată de el. O stinsă culoare parcă lăsată de soarele care dispare, întoarsă, derealizează etern pantele acestui munte. Iar toate acestea ascultă de momentul prezent al unui penel, penel infinit mai fidel decât cel cu care eu aș putea inutil să încerc să fixez fragilitatea orelor mele epuizate.